Mai mulți elevi de liceu au participat astăzi la o activitate culturală împreună cu cercetătorii Muzeului Regiunii Porților de Fier. Împreună au dezbătut rezultatele proiectului Rituri și ritualuri în comunitățile românești de dincolo de Dunăre. A fost abordat un subiect ce ține de identitatea etnică și culturală a românilor din Serbia, iar liceenii au prezentat rezultatele documentării lor despre comunitățile de români din Valea Timocului. Rituri și ritualuri în comunitățile românești de dincolo de Dunăre este proiectul realizat de reprezentanții Muzeului Regiunii Porților de Fier, care aduce în fața publicului povestea comunităților românești de la sud de Dunăre și valorile materiale ale românilor timoceni din Serbia. Astfel, în cadrul pavilionului multifuncțional al muzeului a fost organizată activitatea în perioada de sustenabilitate a proiectului, subiectul dezbătut fiind identitatea etnică și culturală a românilor timoceni din Serbia. Eu nu știu de câți dintre voi știm cu toții că o traversare a Dunării să mâncăm pleșcavița ne face să ne simțim ca în Severin, pentru că ne întâlnim unii cu alții acolo atât de ușor, sâmbăta, duminica, chiar și în timpul săptămânii, și nu numai la Cladovo, ci dincolo de Cladovo. Și nu știu dacă vreodată v-ați gândit de ce oamenii vorbesc românește, de ce oamenii seamănă atât de mult în comportament cu noi. Pentru că și ei sunt la fel de români cum suntem noi, dar istoria îi ține dincolo de Dunăre, care astăzi este graniță, este frontieră. Dar nouă, pe tot parcursul acestui proiect, ne-au arătat că au știut să fie poate mai români decât suntem noi astăzi. Aș vrea să accesați în continuare paginile noastre de Facebook, de YouTube, de Podbean, unde avem încărcate 5 podcasturi, de Story Maps, unde avem încărcate 5 povești, nu? Cu hărți, Story Maps-uri, și să gustați sau să, așa, să adunați de acolo picătură cu picătură informațiile pe care noi, echipa de proiect, le-am adunat. N-a fost ușor să mergi în comunitatea sârbească din Timoc, comunitatea românească din Serbia, din Timoc, și să culegi astfel de informații. Proiectul a atras și elevii a două clase de a 11-a de la Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja, de la secțiile Filologie, Biling și Sociologie, care și-au însușit materialele și informațiile oferite de cercetătorii muzeului. Cu acest prilej, tinerii au participat la activitate pentru a dezbate rezultatele proiectului alături de muzeografi. După conferința dumneavoastră de presă, am realizat că, de fapt, abia predasem la sociologie o lecție care se cheamă cultura. Cultura comunităților umane. Ce înseamnă cultura, de fapt? Și aici intrau și intră, normal, rituri, ritualuri, tradiții, datini, obiceiuri, norme, legi și așa mai departe. Și zic, uite ce bine. Și cu almanacul dumneavoastră, cu albumul dumneavoastră, pardon, am fost la clasă, le-am povestit despre și le-am dat cele 4 linkuri care sunt la sfârșitul albumului, să le acceseze și de acolo să-și aleagă un subiect despre care să vorbească. În cadrul activității, elevii au prezentat rezultatele documentării lor ca urmare a discuțiilor din timpul orelor de sociologie despre comunitățile de români din Valea Timocului. Ritualurile, pe de altă parte, sunt practici specifice asociate cu o anumită acțiune sau un eveniment și pot include gesturi, cuvinte sau obiecte simbolice. Riturile aduc oamenii împreună, consolidând sentimentul de apartenență la o comunitate sau cultură. Refugiu pentru haiduți și mărginția de munci de aluri, această comună datează încă din secolul al XIV-lea. Numele comunei este dat de către slavi, cuvântul ponor însemnând o coastă prăpăstioasă formată prin prăbușirea, ruperea sau alunecarea unor straturi. După un interviu cu domnul și doamna Vasilijevic, aflăm de la aceștia o parte din tradițiile din satul Cladusnica, o componentă foarte importantă a comunei Cladovo. Una dintre aceste tradiții este ploscăitul, care are legătură cu nunta și semnifică pețitul. Întreaga activitate a venit în sprijinul dezvoltării elevilor, toate referatele urmând a fi evaluate la muzeu, iar nota finală să fie acordată de profesorul coordonator. Noi am avut ca proiect de realizat despre rituri și ritualuri. În specific, puteam să scriem despre un sat sau despre tradiții în general. Personal am studiat Cladovo, o localitate de la sârbi, și pot spune că am rămas uimită pentru că am aflat tradiții noi despre nuntă, lucru care nu prea se practică la noi. Proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, Rituri și Ritualuri în Comunitățile Românești de dincolo de Dunăre, proiect ale cărui rezultate au depins mult de relația muzeului cu reprezentanții comunităților timocene din Serbia.